Se spune că cei mai profunzi mistici vorbeau cu natura și ascultau la propriu. Da? Și Eminescu spune că ascultă cum crește iarba. Ideea este de a proteja natura, dar înainte de a o proteja este interesant să cunoști legile ei. Spuneam că Hateva, Hateva înseamnă natură și are număr, sau suma gematrică 86, care este aceeași sumă gematrică cu Elohim. Adică cu Dumnezeu. Când spunem natură, spunem Dumnezeu. A studia legile naturii și a fi în armonie cu aceste legi. Pentru că în cadrul lui Elohim, în cadrul naturii, funcționează uh, cauză și efect. Acum, noi nu trebuie să fim însoțiți de frică și nici de recompensă, ci de respect. De respect de legile a, a acestei naturi. Acesta este mediul în care noi trăim. Noi trebuie să dezvoltăm legile sau să creăm armonie cu legile naturii, astfel încât să devenim co-creatori, nu distrugători, a acestei planete și a Universului. Dar doar în contextul în care cunoaștem aceste legi. De aceea, Arthur Green trimite către Torah, trimite către legile care funcționează în natură, pentru a nu scurcircuita cu ele. Necunoașterea acestor legi nu te scutește de efecte, Faptul că eu conduc o mașină fără permis de conducere nu mă scutește ca atunci când mă întâlnește uh, polițistul să mă amendeze. Deci nu există scuza că eu n-am știut sau uh, ignoranța că eu nu vreau să știu. Cel mai frumos este ca noi să studiem aceste legi al Dumnezeu, legile naturii, astfel încât să creăm o armonie cu natura și cu tot ce ne înconjoară. Dragilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție, un nou episod al rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. De data aceasta o discuție despre o carte superbă, este vorba despre o noutate editorială publicată în portofoliul editurii Herald. Eh, eh, cum să crezi un viitor mai bun folosind înțelepciunea cabalei de Arthur Green, un uh, erudit uh, american, o carte publicată în colecția Sefer, această minunată colecție despre cabala, în colecția Sefer a uh, editurii Herald. Astăzi, uh, alături de noi, un invitat uh, special, aș putea spune, domnul Haim. Mizlowski, profesor de cabala, fondator al Școlii de Cabala România, coach, programare neurolingvistică, absolvent al studiilor universitare ale Facultății de Comunicare și Relații Internaționale, actualmente masterant în cadrul Facultății de Litere București, secțiunea Cultură și Civilizație Ebraică. Obiectivul domniei sale, obiectivul principal este acela de a împărtăși o scânteie din înțelepciunea Cabalei în limba română, atât la nivel teoretic cât și la nivel practic. Iată cât de frumos spus: o scânteie de înțelepciune despre care vom vorbi și noi astăzi despre această frumoasă carte. Și prima întrebare pe care v-aș adresa-o, legat cumva și de capitolele acestei frumoase cărți, iată, Omul modern, omul contemporan, în tumultul și în agitația în care trăiește, are, aș putea spune, aș putea adăuga mai mult ca oricând, are nevoie astăzi de învățătura și înțelepciunea Cabalei? Răspunsul este da și mai mult ca niciodată. Și da, pentru că această înțelepciune, în decursul vremii, a fost ascunsă. Și noi știm că cu cât ascunzi un lucru, cu atât acel lucru este mai căutat. Este adevărat că această înțelepciune, în decursul vremii, se adresa doar unei elite, să spunem, de oameni. Unor oameni căutători, unor oameni care înțelegeau legile naturii și Studiau până la manipularea evenimentelor și chiar a materiei. Vorbim despre o cabala profundă, o cabala mistică, cu toate că cuvântul mistic nu există în limba ebraică. Dar pentru a face înțelegerea mai ușoară, noi îl folosim. Deci, se potrivește și este recomandată. Un alt motiv pentru că Dumnezeu a sădit în om, gândul veșniciei. Și prin natura lucrurilor și prin natura lui, a omului, el caută să afle ce este dincolo. Dincolo, când spun, este dincolo de ceea ce noi numim momentul morții. Și pentru aceasta este, este bine ca el să experimenteze în timpul vieții. Pentru că ceea ce se întâmplă după moarte sau se spune că se întâmplă după moarte fără a experimenta în timpul vieții ceea ce oferă Kabbalah se ocupă religiile ele sunt cele care emană idei despre ce se întâmplă după moarte Kabbalah vine și spune se întâmplă după moarte dar tu trebuie să experimentezi ce se întâmplă în timpul vieții și cartea respectivă este aș putea spune un ghid prin excelență a Acțiunilor care trebuie săvârșite de către ființă umană pentru a duce o viață într-adevăr echilibrată, sănătoasă și care nu se oprește la mormânt. Pornind de la titlul sau subtitlul cărții Ehieh, ce înseamnă de fapt acest nume? Noi știind, conform tradiției iudaice, că Dumnezeu are foarte multe uh, nume, dar acest Ehieh probabil că este cel mai tainic, dar deopotrivă și cel mai revelator. Numele este extraordinar, că în virgulă, cartea chiar începe cu, cu acest nume. Este într-adevăr un nume misterios. Cornilescu uh, îl traduce cu eu sunt la prezent. Noi știm că uh, a fi în ebraică nu există. În mod clar, cabaliștii îl traduc la viitor. Voi fi. Doar că contextul în care apare este, Moise se află pe muntele Horeb, Dumnezeu îl trimite să elibereze poporul Israel și Moise zice, bine, eu mă duc, accept misiunea, dar ce să le spun? Cine m-a trimis? Cum îl cheamă pe cel ce, cel ce mă trimite să scot pe Israel din, din robia egipteană? Și a, a, aici apare pentru prima dată Ehie. Da? Un Alef Hei Yudhei. Doar că nu spune doar Ehie. Și noi știm că este Ehie Asher Ehie. Și iată Primul mister care apare chiar în titlu, sau prima enigmă, ce înseamnă Ehie. Ehie, Asher Ehie, Asher este cu un rol de, de multiplicare, ne arată că se multiplică. Noi știm că fiecare uh, literă, caracter ebraic, uh, îi corespunde o cifră. Dacă veți aduna, deci Alef Hei Yud Hei, egal 21. Multiplicarea lui Asher cu încă o dată ah EHIE va ajunge 441. 4 plus 4 plus 1 egal 9. EMET înseamnă adevăr. Și suma gematrică a cuvântului EMET este tot 40, 441. Interesant că în Cabala, două cuvinte care au aceeași sumă gematrică sunt sinonime. Se pot, da, înlocui. Așa că, ehie egal emet, egal adevărul. Și iată cum adevărul, sau prin adevăr, poți să creezi sau poți să-ți creezi un viitor mai bun. E evident că mai bun înseamnă că deja recunoaștem că avem unul bun și vrem unul mai bun. Este dorința, este dorința mereu crescândă a ființei umane de ceva mai bun. Arthur Green povestește în această carte și o spune ca o, ca o metaforă sau ca o figură de stil, ca o expresie de stil, că vorbim despre o călătorie interioară. Are nevoie omul modern, omul contemporan de această căutare să, hai să spunem ce, ce, ce este sufletul și care este scopul căutărilor interioare ale omului contemporan din perspectivă cabalistică. Sufletul ca și o definiție sau așa cum cabala vede sufletul este un cumul de informații, ceea ce se numesc amintiri, un cumul de trăiri de emoții. Toate acestea sunt înmagazinate și se numesc sau se numește Suflet. Este un fragment. Sufletul este un fragment divin, un fragment uh, dintr-o dintr lumină zmultă, o scânteie, cu alte cuvinte. Acesta este Sufletul și este adăpostit într-un trup. Fiecare poartă, poartă un nume, însă trupul nu este eu sau sinele uh, superior. Acesta este Sufletul. Evident că dorința lui este întotdeauna uh, uh, contrabalancează cu cea a Corpului. Corpul întotdeauna își dorește pentru, pentru Sine, pentru El, pentru materie. Da, și nu este nimic greșit de la uh, instincte, de la necesitățile primare, însă sufletul tinde să găsească uh, acel echilibru și de întoarcere către creator. În principiu el este în opoziție, este uh, la 180 de grade, să-i spunem. De aceea noi nu avem percepția creatorului, că nu o avem. Nu avem niciun organ dezvoltat care să perceapă creatorul fie este o grație divină și atunci ne numim profeți, fie misticul depune un efort și un efort asidu, iar trambulina care ne lansează spre acest efort este autorul Arthur Green. El nu primește cu doar îți arată cum să alergi. Este antrenorul care îți descrie pașii necesari și acțiunile necesare ca tu să dobândești asemănarea cu Creatorul. Este scris chiar în cartea Genezii, în cartea Bereșit, că Dumnezeu l-a făcut pe om după chip. Și cei mai mulți cred că l-a făcut și după asemănare. Nu, asemănarea noi o dobândim. Pentru că în limba ebraică nu există semne de punctuație și nici vocale. În Tora spune să facem omul după chipul și asemănarea noastră. Dar este o întrebare. Pentru că, imediat ce citim în continuare, spune că l-a făcut după chipul lui. Nu mai spune că și după asemănare, așa cum au vorbit inițial. Bine, aici este o discuție mult mai profundă. Cine cu cine vorbește, dialogul între cine are loc, nu o să dezbatem acum. Însă, privitor la întrebarea dumneavoastră, este într-adevăr căutarea omului. De unde vine și încotro se îndreaptă? Care-i scopul lui pe pământul acesta? De fapt, de fapt o căutare căbărat? de sens. O căutare de sens. Da. Exact. Pentru că dacă am venit pe acest pământ doar ca să studiez la o universitate sau într-o școală, doar ca să mă căsătoresc, doar ca să particip la perpetuarea speciei și așa mai departe, și în cele din urmă să mor, nu are sens. Și nu dă sens pentru orice uh, individ, pentru orice persoană care își dă voie să gândească că toate au un scop și au un sens pentru care vii aici. Problema este că suferă, suferă sufletul uh, o amnezie, să-i spunem, atunci când coboară și îmbracă o cămașă, cum îmi place mie să spun un corp. Și amnezia ne uh, care o suferă atunci când uh, îmbracă un trup nu-i nu permite și în nu și aduce aminte scopul pentru care a venit. Însă toate cărțile înțelepților din, din cultura ebraică, evident, și al cabalei, vorbește despre singurul obiectiv pentru care a venit pe acest pământ. Și dacă îmi dați voi să citesc pe ca invital un elevul lui Itzac Luria, spune că nu uita că ești o picătură urât-mirositoare, și că vei deveni sau te vei așeza într-un pat uh, ca hrană pentru viermi. Este o provocare a lui Haim Vital de a ne întreba care este scopul tău. Adică cât tu petreci pe acest pământ, care este scopul? Da? Și scopul este de a ne întoarce cu fața spre Creator. Se numește Teșuva. De a ne întoarce spre El. De a privi ceea ce el privește, de a iubi ceea ce el iubește. Astea sunt acțiunile care le, le descrie Arthur Green. Nu doar că uh, promite printr-un titlu, pentru că cum să creezi un viitor mai bun, și oferă uh, și o trambulină care se referă la acțiuni fizice în care tu poți să te îndrepți cu fața spre creator pentru, pentru a-ți împlini misiunea pentru care ai venit pe pământul acesta. Și are și un lucru important față de alte lucrări de Cabala și chiar cele din colecția Sefera Editurii Herald, el merge, se adresează cumva publicului larg, nu se duce nici într-o zonă foarte academică, nu se duce nici într-o zonă foarte, foarte practică, mai ales de practică a meditației, cum face, de exemplu, Arie Kaplan în cartea Meditației și Cabala, deci, este o carte pentru toată lumea și pentru cei care sunt specialiști, până la urmă, în domeniul Cabalei sau fac parte din spațiul cultural iudaic, dar și pentru cei care sunt în zona de pasiune, sunt pasionați. Și următoarea întrebare, pornind de la un alt frumos subcapitol al cărții lui Arthur Green-Echie. Uh, cum să crezi un viitor mai bun uh, folosind înțelepciunea cabalei. Este Tora adevărul revelat al creației? Textele cabalistice spun că Tora, Dumnezeu, Tora, Israel uh, și, și Dumnezeu sunt una. Este emet, este adevăr. Tora este adevărul. Uh, doar că Tora este criptată în patru învelișuri. Cei mai mulți dintre noi, și la rândul lor păstori, predicatori și toată lumea religioasă, se oprește în, sau se opresc în, în, înțelesul pșat, acel de, e, naratoric. Și citesc că este vorba despre un Avram care l luat cuțitul, s-a dus pe munte și să-l aducă jertfă pe Ițac, pe fiul său sau despre anumite uh, acțiuni, lot, da, incestul cu fiicele sale și așa mai departe. Deci este îmbrăcat secretul într-o narațiune, pentru că nu poți să vorbești despre lumile spirituale, da, vorbim despre cele cinci lumi și Arthur green le descrie, evident cum ați spus, într-un mod general, nu, nu în termen de specialitate pentru a obosi, ci în termen general pentru a oferi, să spunem, trambulina necesară ca studentul să se ducă mai departe în, în studiu. Al doilea nivel de criptare, deci primul este de poveste, în care îl înțelegem cu toții atunci când citim, al doilea nivel de criptare este draș, Remeț, al treilea și Sod. Deci Moshe, scriitorul sau cel care este atribuită Tora, scrie într-un mod criptat. De aceea și astăzi este stârnit interesul pentru că marea majoritate cunoaștem înțelesul, înțelesul naratoric al Torei, al Tanacului Bibliei ebraice. Și atunci, de foarte multe ori, nu face sens. Dacă vreți, vă dau un exemplu, pentru că nu face sens atunci când citim în Tora. Când se întoarce chivotul de la filisteni, pentru că l-au cucerit poporul Israel sau tabăra israeliană și l-a luat chivotul. În anumite circunstanțe îl întorc înapoi, consideră că nu, este, nu, le face bine lor, vin tot felul de plăci și îl trimite înapoi. Aflați că ajunge în seminția lui Beniamin, dacă nu mă înșel, și în momentul în care îl ating, cad sute morți, cad mii, zeci de mii morți. Imaginați-vă, chivotul era o ladă de salcâm, polăită în aur, cu un capac brut din, din aur. Dimensiunile sunt redate. Zecile de mii care cad morți, adică nu te întreb de ce în fața ta sunt 5, 10, 20 morți, la un moment dat nu mai știe dacă sub cadavre există un chivot. Deci, vă imaginați 100, 200 de, de, indivizi, de cadavre peste chivot. Nu se mai vede, dar zecile de mii. Interesant este să smulgem cifrele, să smulgem mesajele din tora. De aceea este un mod de criptare, a nu ne opri doar în poveste, în ceea ce uh, vrea să spună la nivel uh, naratorii, ci să pătrundem în metaforă, pentru că dacă ne oprim doar în vulpe, că exista un, o vulpe și un corb, n-am înțeles nimic, ci trebuie să înțelegem că uh, virgulă corbul are o semnificație, de naivitate și vulpea de viclenie. Smulgem da? metafora, smulgem morala din, din metaforă. Astfel este construită uh, Tora, vis-a-vis -vis de uh, dacă este uh, pentru lumea modernă. Sigur că da, se adresează și cred că este timpul ca oamenii să se îndrepte în mod deosebit de la uh, 1995-2000 când, uh, iată, cu internetul avem uh, acces la aproape toate informațiile. De ce ați recomanda această carte, așa cum uh, spuneam puțin mai devreme, și celor care sunt uh, pasionați de Cabala? De și ca uh, profesor de Cabala și ca uh, fondator al școlii Cabala România, uh, cu siguranță ați avut uh, multe discuții cu uh, studenții, cursanții uh, dumneavoastră. O carte uh, utilă. O carte am putea spune pragmatică, are un caracter pragmatic faptul că ne putem extrage de acolo pe lângă partea de istoriografie, faptul că uh, autorul, chiar la începutul cărții, vine cu un studiu introductiv, ceea ce înseamnă cabala uh, evrească. Dar uh, pe parcurs regăsim uh, foarte multe uh, lucruri care sunt actuale. Și aici au, te, mă gândesc chiar și vine în minte un alt uh, capitol din carte, cel legat de mediu. Cabala și Mediu, cât de importantă este atenția omului către Mediu, către protecția uh, mediului, faptul că Pământul până la urmă este casa noastră. Așa cum fiecare și eu și noastră trăim și vorbim dintr-o casă și avem grijă de, de, de fiecare de casa sa, uh, ar trebui să facem acest lucru. Și uh, titlul acesta, Cabala și Mediu, mi se pare extraordinar. Absolut. N-aș vrea să spun că este la modă astăzi chestiunea cu mediul și cu protejarea mediului. Cabaliștii au făcut-o dintotdeauna. Se spune că cei mai profunzi mistici vorbeau cu natura și ascultau la propriu. Da? Și Ieminescu spune că ascultă cum crește iarbă. Ideea este de a proteja natura dar înainte de a o proteja este interesant să cunoști legile ei. Spuneam că Hateva, Hateva înseamnă natură și are număr, sau suma gematrică 86, care este aceeași sumă gematrică cu Elohim, adică cu Dumnezeu. Când spunem natură, spunem Dumnezeu. A studia legile naturii și a fi în armonie cu aceste legi. Pentru că în cadrul lui Elohim, în cadrul naturii, funcționează cauză și efect. Acum, noi nu trebuie să fim însoțiți de frică și nici de recompensă, ci de respect. De respect de legile a, a acestei naturi. Acesta este mediul în care noi trăim. Fac o paranteză, dacă mai permite timpul, când a fost creată lumea, spune că îngerii, spune înzoar, îngerii au fost cumva împotrivă. Unii dintre ei și-au zis că ființa pe care tu vrei să o creezi are capacitatea să distrugă Universul, chiar. Și este adevărat. Pentru că omul, în om este înmagazinată sau se află esența divină, ceea ce spuneam că este Sufletul. Alții, pe de o parte, spuneau că este foarte bine pentru că poate să ajungă la capacitatea încât să creeze. Noi trebuie să dezvoltăm legile sau să creăm armonie cu legile naturii, astfel încât să devenim co-creatori, nu distrugători a acestei planete și a Universului. Dar doar în contextul în care cunoaștem aceste legi. De aceea, Arthur Green trimite către TORAC, trimite către legile care funcționează în natură, pentru a nu scurcircuita cu ele. Necunoașterea acestor legi nu te scutește de efecte. Faptul că eu conduc o mașină fără permis de conducere nu mă scutește ca atunci când mă întâlnește uh, polițistul să mă amendeze. Deci nu există scuza că eu n-am știut sau ignoranța că eu nu vreau să știu. Cel mai frumos este ca noi să studiem aceste legi al Dumnezeu, legile naturii, astfel încât să creăm o armonie cu natura și cu tot ce ne înconjoară. Dragii noștri, am vorbit astăzi despre o carte superbă, ECHIE, Cum să creezi un viitor mai bun folosind înțelepciunea cabalei de Artur Clino, o carte publicată în colecția Sefer a editurii Herald. Și a fost alături de noi domnul Haim Misloschi, profesor de Cabala, fondator al Școlii de Cabala România, coach, programare neurolingvistică, masterand în cadrul Facultății de Litere București, secțiunea Cultură și Civilizație Ebraică. Îi mulțumim foarte mult domnii sale pentru informațiile extrem de utile pe care ni le-a uh, furnizat. Noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție, un nou episod al rubricii Cărți Deschise pentru minți Deschise. Până atunci aveți o zi binecuvântată și lectură plăcută. La revedere, numai bine.